Salut! Bună seara! Bună seara tuturor! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum te numești? Matei Cătălin, 47 de ani, din Galați. Din 2007 sunt în Italia, șofer pe tir de 3 luni. Ai familie acolo, în Italia? Aveam sora, mama, ei s-au retras în 2018. Am familia din partea cealaltă, ar fi trebuit să mă căsătoresc în 2019. Dar s-au întâmplat câteva chestii care s-au rupt treburile. Acum reîncerc să aduc înapoi, dacă pot să aduc înapoi și dacă pot să recuperez și dacă pot să... Dar pe cine? Pe cine se recuperează? Da, pe cine am pierdut? Clar. Pe cine am pierdut, cu cine trebuie să fac nunta? Era italiancă sau era româncă? Nu, e româncă, e de-a noastră. Atunci luptă pentru ea. E din Ploiești. Păi asta și fac, doamna Andra. Am zis, am arătat spre dumneavoastră, pentru că se cheamă, cum vă cheamă dumneavoastră, se cheamă Andra. Lupt pentru ea și am zis că eu nu renunț. Ai întârziat într-o seară mai mult. Te-ai dus cu gunoiul, te-ai întors după 2 săptămâni. Că se mai întâmplă asta. Domnul Andi, niciun caz. Nu. No. În niciun caz. Nu, au fost mai multe. Eu ființă o domnișoară foarte frumoasă. Păi, din felul meu sunt gelos, în fine. Matei, mai multe adunate... N-ai o poză cu ea să o vedem și noi? Da, e telefonul dincolo. Nu mi-a dat voie să vedem despre ce vorbim, că era aici o ființă frumoasă. Domnul Bonete, cu mare drag, vă arăt și vreau și un autograf cu dumneavoastră și vreau să-i transmiteți ceva de la dumneavoastră. Bobo, eu cred că așa se va rezolva într-un final. Dacă nu iese bine cu ce o să fac aici, că bănuiesc că urmează un moment care îi va fi dedicat, dacă iese nu iasă, pui tu un autograf pe poza aia pe telefon. Chiar așa e, cum zice Andy? Este un moment, într-adevăr. Sper să iasă bine. Aveam emoții mari înainte să intru, deci nu puteam să respir. Iertați-mă, sunt prima oară pe o scenă de asemenea învergură. Bine, da. Este foarte frumos. Aici, dar tu nu știi asta. Ea e aici, am avem publicat, o surpriză pentru tine, ea e aici. E făcută de regie toată treaba, la final te invit aici. Este seara ta. Da, bravo! Da, bravo! Auzi, hai cântă-ne ceva frumos. Hai, cântă-ne, că dacă stăm să vorbim prea mult ne pierdem în detalii. Gata, haideți, să încerc. Tanti auguri. Frică de momentul ăsta. Poate o să fie bine. Nu știu de ce, dar mi-e că... Ia. Ave Maria, grația plena. Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicta... La biserică se aude așa, își par cânta un părinte, nu vi se pare? Benedictus fructus ventris tuie, ventris tuie, Iesus. Ave Maria. Thank you.
Signora mortis nostre. Ave Maria. Și în corul bisericii, nu? Sau în biserică? Da, am făcut un seminar teologic între 91-96, apoi între 2000-2003, 3 ani de teologie la Galați, dar nu imediat, am terminat. Imediat te-ai auzit, Andra. Imediat. Spune-ne despre cum a cântat. Foarte frumos și foarte din suflet, așa. Mi-a plăcut că a închis ochii, a lăsat toate discuțiile, toate gândurile la o parte și a cântat din suflet. Asta mi-a plăcut, asta am simțit. Mi-a dat o liniște. Și melodia care este atât de specială și de sensibilă, dar și modul în care tu ai cântat melodia. Mulțumesc frumos, Rumla. Sunt convins că Bobonete are cu totul și cu totul altă părere. Da. Tot liniște ai simțit sau ai simțit altceva? E prea liniștit. Ce să zic, mă, Cătăline, mă? Tot din suflet, cum el a zis. Închide ochii, fii atent, închide ochii. Eu sper... Nu, închide ochii. Cum exact cum am cântat? Ah. Cătălin, dragul meu, eu sper să se întoarcă Andra la tine, să nu vii și anul viitor cu același lucru. Că eu nu cred că rezist de două ori să te ascult cântând Ave Maria, băiatul meu. Ai cântat de mai uns la suflet, dar așa jale. Ți-e pare rău de tot după ea, mă. Dacă ai venit tu la România, au talent să cânți Ave Maria așa frumos... Eu mulțumesc. Cred că tu ai greșit cu ceva. Ia vino tu, Cătălin, și stai aici. Să vorbim. Dar la spovedanie? Da. Ia vino tu, Cătălin. Lasă-l să vine. Fie încă vine. Scoate pătrafirul, Bobo. Ia vino, Cătălin, tu aici. Stai aici la mine pe picior. Nu, cred că invers. Hai, mă, vino. Stai mă aici, mă, că ești amărât. Ești. Ia stai. Ce s-a întâmplat, mă? Băi, terminați, deci, să vedem. Ce s-a întâmplat, mă, Cătălin? Ce să se întâmple, părinte? Am greșit. Ce-ai făcut tu, mă, așa de... Tu, băia bun, pe șofer, pe tip, ce-ai făcut? Zi-ne nouă aici, că nu ne văd decât 5 milioane de oameni. N-am acordat prioritate. N-ai acordat prioritate? E clară treaba. Vezi că are și cutia Milei la piept acolo, dacă ești amabil. Băi, când te-o vedea acum, cum ai cântat tu și ai și recunoscut că n-ai acordat prioritate, ce între noi șoferii e important... Că faci dragul cu o leziune, dar n-ai acordat prioritate la italieni sau tot la românce? Nu, la românce. La românce, căte. Se iartă, fiule, du-te că ești greu. Du-te că ești greu. E greu. Mulțumesc. Ați înțeles, mă? Ați înțeles acum? Vede voi să mai traduci. Eu cred că a înțeles toată lumea. Eu cred că omul a venit și a recunoscut greșeala. E tânăr, nu e de-o seama lui Andy Moisescu să zici că nu mai are nicio șansă. Da, Cătălin, e clar că eu să-ți dau nu, eu doar încurajez împăcarea. Ca să înțelegi tu, eu vreau să vă împăcați. Mulțumesc. Și-ți vin cu Dragoș, cavaler de onoare, merge la omul că s-a împăcat aici, dacă se împacă cu ea, noi suntem cavaler de onoare, avem o datorie, o responsabilitate. În fine. Frumos, mi-a plăcut de tine, ai ales momentul cel mai bun. E frumos, dar România au talent, când ți-o Ave Maria, Andra îmi pare rău, n-am acordat prioritate, coleziune. Da, da. Sper să ajute votul, de la mine ai un da. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc frumos. Andra? Votul meu te va ajuta sigur în această competiție, dar pentru relația ta eu îți dau un sfat. Iubirea schimbă tot. Aia e. Aia e. Băi, așa e un da de la mine, da.
Exact ca melodie. Ai 2 de da, ai un nu, ai nevoie acum de încă un da să mergi mai departe. Dacă e un nu, te duci acasă și rezolvă situația. Să vezi succes. Zi. Hai, mă, mergi mai departe. Ai un da și de la mulțumesc mult. Nu știm cum se va termina povestea păcării. Un lucru este sigur. Poți să fii supererou. Poți să câștigi recunoaștere. Poate să te știe